Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că a început plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru cererile depuse în februarie, aferent serviciilor prestate în ianuarie 2019. Potrivit APIA, suma totală autorizată la plată este de peste 2,19 milioane lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru un număr de 28 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat.